Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre relații metrice în triunghi dreptunghic și anume teorema catetei. Să facem cunoștință cu Andrei. Iată și grădina cu floarea lui Andrei. Andrei vrea să refacă gardul care împrejmuiește grădina cu flori. Constată că grădina are forma unui triunghi dreptunghic și are un drum de acces care pornește din vârful unghiului drept, perpendicular pe latura opusă, deci pe ipotenuza triunghiului dreptunghic. Andrei realizează schița grădinii și a drumului de acces, dar constată că pe schiță i-au dispărut niște dimensiuni, și anume lungimea catetei AB. Haideți să-l ajutăm pe Andrei să refacă această schiță a grădinii. Să ne aducem aminte de faptul că într-un triunghi dreptunghic ABC avem vârful unghiului drept, laturile care formează unghiul drept AB și AC se numesc catete. Latura opusă unghiului drept BCU se numește ipotenuză. Înălțimea dusă din vârful unghiului drept, deci perpendiculara din vârful A pe latura opusă, este înălțimea corespunzătoare ipotenuzei, iar BD, respectiv CD, se numesc proiecțiile catetelor pe ipotenuză. Avem triunghiul ABC, dreptunghic în A, cu AD perpendicular pe BC. Oare nu cumva s-au format niște triunghiuri asemenea? Să vedem. Deci în triunghiul ABC, ne încadrăm în triunghiul ABC, în triunghiul mare, și în triunghiul DBA. Deci, prima dată am citit vârful unghiului drept, A-ul. La DBA, unghiul drept este în D, deci începem citirea cu unghiul D. Unghiul B constatăm că este unghi comun celor două triunghiuri. DBA. Ce avem în aceste două triunghiuri? Două unghiuri drepte. Unghiul BAC este egal cu unghiul ADB, egal cu 90 de grade, sunt triunghiuri dreptunghice, și unghiul B am văzut că este identic cu B, este unghi comun. Atunci rezultă, conform criteriului de asemănare unghi-unghi, că cele două triunghiuri în care ne-am încadrat, ABC și DBA, sunt triunghiuri asemenea și rezultă proporționalitatea laturilor AB supra DB, deci primele două litere pe primele două, și acum le luăm pe ultimile două, BC supra BA. Deci ni s-a format o proporție. Asta înseamnă că AB-ul este medie proporțională între DB și BC. Altfel scris, această relație, facem produsul extremilor egal cu produsul mezilor. AB ori BA va fi egal cu DB ori BC, adică AB pătrat egal cu, să inversăm, știm că mulțirea este comutativă, AB pătrat egal cu BC ori BD. Altfel scris, AB va fi egal cu radical din BC ori BD, ceea ce înseamnă că AD este medie geometrică între BC și BD.
și am obținut următorul rezultat, cunoscută sub numele de teorema catetei, și anume, într-un triunghi dreptunghic, lungimea unei catete este medie geometrică între lungimea ipotenuzei și lungimea proiecției catetei pe ipotenuză. Deci avem triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade, s-a dus înălțimea AD perpendicular pe BC și în acest caz cateta AB pătrat va fi egală cu BC ori BD, deci ipotenuza ori proiecția ei pe ipotenuză. Altfel scris, AB va fi egal cu radical din BC ori BD. Bineînțeles că triunghiul dreptunghic are două catete, deci putem relația să o scriem și pentru cealaltă catetă. AC pătrat va fi egal cu BC ori CD. Să revenim la problema lui Andrei. Deci observăm că BCU este format din două segmente. BD plus DC, egal mai departe cu 9 metri plus 16 metri, deci egal cu 25 de metri. Dacă ne încadrăm în triunghiul ABC cu unghiul A de 90 de grade și AD perpendicular pe BC, pentru a putea calcula catetele acestui triunghi dreptunghic, folosim teorema catetei și avem AB pătrat este egal cu BC ori BD. Deci AB pătrat egal cu BC-ul este de 25 de metri, BD-ul este de 9 metri, deci AB va fi egal cu radical din 25 ori 9, putem să scoatem radical din fiecare pentru că este vorba de un produs, deci AB va fi egal cu 5 ori 3, deci egal cu 15 metri. Dacă aplicăm teorema catetei și pentru cealaltă catetă, obținem AC pătrat egal cu ipotenuza BC ori proiecția catetei pe ipotenuză DC. Deci AC pătrat egal cu 25 ori 16, de unde AC este egal cu radical din 25 ori 16, iarăși este un produs, putem să scoatem radical din fiecare factor, deci radical din 25 este 5, radical din 16 este 4, 5 ori 4 ne dă 20 de metri. Deci iată dimensiunile grădinii lui Andrei. Doriți să mai exersați aplicarea teoremei catetei? Vă propun următoarea problemă. Determinați lungimile catetelor în triunghiurile dreptunghice de mai jos. Succes în rezolvarea problemei! Vă mulțumesc pentru atenție, pe data viitoare!